Când dorința crește într-atât de puternic încât decidem să obținem obiectul, ea va deveni atașament. Dorința generează atașamentul, care este simbolizat de o maimuță care culege fructe dintr-un copac. După ce a gustat un fruct, maimuța se cațără în copac căutând din ce în ce mai multe fructe. Atașamentul este creat de dorință și ne determină să facem acțiuni nevirtuoase în încercarea de a ne satisface lăcomia, ura și ignoranța, aducând multă suferință. De exemplu, gândul de a bea alcool este foarte plăcut, și astfel tânjim după păutură. Dacă ar fi fost doar atât, nu ar fi fost așa de rău dar această poftă devine atât de puternică încât trebuie să facem ceva în privința ei. Acesta este atașamentul. Mintea încearcă să obțină obiectul pe care și-l dorește. Atașamentul se întărește și ne determină să fim ferm hotărâți de a cumpăra sticla de whisky și de a o bea. În sutre, Buddha enumără patru tipuri diferite de atașament. Atașamentul față de plăcerea simțurilor, atașamentul față de concepția greșită care neagă ceea ce există, atașamentul față de concepția greșită care consideră convingerile noastre ca fiind superioare, și atașamentul față de concepția greșită a unui eu care există de la sine. Aceste patru tipuri de atașamente. Sunt strâns legate de concepțiile extreme citate de filozofii budiști. Dorința și atașamentul sunt atât de apropiate încât de multe ori sunt văzute ca sinonime. De îndată ce apare dorința, apare și atașamentul. De îndată ce apare gândul la ciocolată, apare dorința pentru ea și de îndată ce apare dorința, apare și atașamentul. Dorința vrea să experimenteze acel sentiment plăcut, iar atașamentul ne determină să ne împlinim dorința. Aceste două verici sunt deosebit de puternice în momentul morții, atunci când teama de dispariție și dorința noastră de existență devin atașament care ne mișcă spre următoarea renaștere.